De astăzi, copiii cu vârste de peste 12 ani se pot vaccina împotriva COVID-19. Platforma de programare a fost optimizată astfel încât minorii să poată fi programați de pe contul părinților. Încă de la primele ore ale dimineții, micuții curajoși și însoțiți de părinți s-au prezentat la centre. Până acum, fiind de-abia în cursul dimineții, a venit o familie, deci mamă, tată și cu un copil între 12 și 15 ani și a fost vaccinat. Cei mai mulți vor să meargă în continuare la școală, acesta fiind motivul care i-a încurajat să-și facă vaccinul. Am vrut să mă vaccinez să mă pot duce la școală să vorbesc cu colegii, să nu mai port mască. În centrele de imunizare împotriva COVID-19 s-au prezentat în număr mare și adolescenții încă de săptămâna trecută. Săptămâna trecută, la nivelul liceelor, au fost vaccinați 100 de liceeni, mergând echipa mobilă acolo, dar doar în 4 zile. Cei cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani au luat în mare parte decizia de a se vaccina pentru a contribui la rezolvarea situației pandemice. Păi am venit la vaccin deoarece vreau să contribui la rezolvarea situației pandemice și vreau să fiu în rând cu toată lumea. Minorii sunt vaccinați cu serul Pfizer, după aceea schemă folosită în cazul adulților. Conform datelor rezultate în urma studiilor făcute, profilul de siguranță și tolerabilitate sunt foarte bune, iar eficacitatea este maximă.